Slăviți să fie Domnul! Amin! Nu suntem dragi că vor să le Catrina. Și mai mult ca mine, vă iubește alocașul de-a viața pentru noi. Slăviți să fie Domnul! Amin! Nici nu știu cum să încep. Aș vrea să spun din multe puține, dar pe înțelesul tuturor. Predica care a fost până în prezent a fost nu pentru praznicul de astăzi, a fost pentru Pițu care e de 60 de ani în adunare. Și pentru aducării de 20, că fratele a repetat, de 30, de 40. Dar nu pentru cel nou născut, cum spune fratele Vormă, că avem un nou născut care vrea boteză. Eu aș vrea mult să vorbesc în cuvintele mele scurte, foarte concis, și când vorbesc să nu mă înțeleagă nimic, că vreau să vorbesc numai pentru cei care de prima dată o fac în adunare. Vreau să mă înțeleagă copiii noștri, că-s plini băncile și au nevoie de această învățătură. Dumnezeu să mă înzestreze. Amin. Dumnezeu să-mi dea din cuvântul care l-am acumulat atâta viață, care poate fi de folos în ziua de astăzi. Așa aș vrea. Cum n-aș vrea? Dumnezeu poate. În primul rând, aș vrea să încep cu ce am în față. Și încă o dată, copiii să mă asculte, că părinții, cum îi spune un cuvânt, știi ce vreau să zic. Știi ce am în față? Biblic vorbesc. Un suflet de om care mai scump ca cerul și pământul. O spus gură lui Iisus. Dacă ai câștigat toată lumea, să ai pierdut sufletul, egal cu zero. Câte suflete am aici? Câtă avere, câtă comoară, câtă bogăție privită de ochii lui Dumnezeu? N-am aici mai mult, nici doar, cum spunea comuniștii. Aici am suflarea lui Dumnezeu. Aici am chipul lui Dumnezeu. Aici am slava lui Dumnezeu. Și aceasta să încheți voi și noi. Slăviți să-i fie numele. Amin. Vreau să vă spun și la copii încă o dată, că cu amie, îndrându-ți eu mai mult cu nepoții și copiii bisericii. Cartea asta pe care o țin eu în mână și pe care o vedeți cu predică mulți oameni, nu numai noi, începe cu primul verset. La început Dumnezeu, ca Creator. Și sfârșește cu ultimul verset. Așa e, copii, că mă ascultați. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. O, să dea Domnul să fie. Amin. Deci la început Dumnezeu, la sfârșit Iisus și la mijloc pune omul. Omul din toată creațiunea, din cer și de pe pământ, nu pot dovedi cu Biblia, că ea că-i 12. Dar vă spun Biblie și stau de vorbă cu care vreți să mă întrebe mai târziu, oricând și oriunde. După Dumnezeu și Iisus și Duhul Sfânt e omul. Nimeni înainte, nici îngeri, nici cherubimi, nici serafimi, e omul. Și pentru aceea ți-o și dat de plus să-L numești Tatăl. El e Tatăl nostru și noi suntem pruncii lui. Slăviți să-i fie numele în veci. Acest Dumnezeu și în ziua de astăzi stă de vorbă cu noi, prin noi, adică prin cuvântul Lui. În viața mea am dat multă evanghelizări și poate e de folos să-L spun astăzi și în adunare. Și ca să înțeleagă oamenii care nu sunt așa de obișnuiți cu cuvântul și nu ne înțeleg vorbirea noastră. Noi vorbim, Domnul să vorbească, Dumnezeu să vorbească și noi auzi niciodată spune, cum Dumnezeu să vorbească, doar fiți să vorbească. Dați-mi voi să vă dau un exemplu să înțelegeți ce vrem noi să spunem. Spuneam eu în târziu, în urmă, părinții noștri nu știau carte și dacă aveam copil armată, vine o carte, punea mama să cetească fata cartea. Și încetea fata, mama plângea. Și vă întreb, pe cine auze mama? Pe fată sau pe prunc?
Așa nu. Așa voia să nu ne auziți pe Pițu, să ne auziți pe ala care vă trimăți ca... Și ăsta e Dumnezeu și Iisus. Slăvit să fie numele în veci. Frați și surori, aș dori din toată inima, dacă prin fratele Dumnezeu ne-a vorbit la cei care suntem și am îmbătrânit în adunare, că dacă am intrat în mântuire, suntem foarte fericiți dacă trăim mântuirea până la capăt. Dacă nu am pierdut, trebuie ne supărăm. Eu vreau să predic astăzi cum să intre în mântuire. Copiii noștri, de care se vorbea, prietenii noștri, sora care intră astăzi, am vrea să dovedesc biblic lucrul acesta. Și toți cei care doresc, Dumnezeu să deschide inima. Aș vrea să spun biblic ceea ce spune lumea. Nu este sfânt pe pământ. Și între frații au dreptate și spun frații nu. Și spun da. Și nu. Deci ce înseamnă asta în față cu Biblia? Da și nu. Sunt sfânt pe pământ? Nu. Pentru ce nu? Pentru că omul când vorbește așa, se referă la omul născut de un femeie cu viață trăită slabă. Și Pavel afirmă acest verset și scris în Biblie, dar e păcat că oamenii nu știu numai versetul acela. Și de ce să nu-l pun astăzi în fața noastră să vedeți că și Biblia spune lucrul acesta. Dar Biblia mai înainte. Și ne arată că din această stare păcătoasă, ticăloasă, nebună, dacă vreți, pe care o are ființa umană, se poate ieși. Și acum citesc să vedeți ce spune Biblia. După cum e scris în Biblie, cum e scris? Nu este niciun om neprănit. Auzi? Că dreptate oamenii. Nu este niciun sfânt. Asta nu neprănit. Niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot în adinsul pe Dumnezeu. Te s-au abătut și ajung niște nepremnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Auzi că știi lumea din cap. Noi vrem să-i confruntăm că nu. Dacă îi știm, e bine, dar dacă ne informolim și spune că toți au păcătuit, toți, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta e ființa umană, primită de Dumnezeu prin Scripturi, care s-a născut în lume dintr-un singur om, din Adam, și-a rămas tot sub blestem. A rămas tot sub blestem, așa vreau să cotați aici tot, să lăsați copiii, că doar ar mai văzut copii. Și dacă e așa, rămâneam așa? Biblia nu spune așa. Și acum voi continua. Toți care nu trece pe aici, când îi vă rugăiesc Biblie, așa rămâne. Ca fi ministru, ca fi milioane de euro, cum s-o vorbi, ca fi corduș, ca fi parte bărbătească, ca fi parte femeiască, ca fi penticostal, ca fi ortodox. Cine nu trece pe aici, pe unde vreau să arăt că se poate ieși de acolo, așa rămâne. Și cine rămâne așa, rămâne pentru ea. Dar nu-i bine să cunoaștem Scripturile, dacă lumea și omenirea sunt în această stare. Și că Dumnezeu a pregătit o șansă, nu pentru unii, și așa cum toți au ajuns în starea asta, pentru toți Dumnezeu a adus o șansă. Și citesc și vă repetam mai multe versete. Dar acum, așa cum nebună, trecată, păcătoasă, fără Dumnezeu, necurată. Dar acum citesc în Romani 3, care va poate vrea să mă urmărească, nu vreau că citesc din burtă. Versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprionire, acolo spune că nu-i nimeni neprionit. Dar acum vine Pavel să spune nimeni, dar acum s-a arătat o neprionire. Iată una. Pe care... Dar acum este o neprionire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și care e asta? Și acum spune care e?
De prea de vorba că zic cu oameni că se încurcă în mine. Vă încurc în ce predic? Nu face lumina? Chiar eu nebun? Nu-s nebun. Așa vorbește Biblia cum vorbește matematica. 2 cu 2 în 4. Exact așa se luminează. Nimeni nu-i sfânt, dar Dumnezeu acum a dus o sfințenie. Nu prin lege, ci ne arată și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință în Iisus Hristos. Atenție, aci dulce. Pentru toți și peste toți. Nu-i dulce? Te-s păcătoși, te-s neprihănit, dar condenați, cu gustul de păcat. Dumnezeu a dus o neprihănire care să dea. Hai, ajutați-mă, cum să dea? Prin credință. Prin credință. Cui să dea? La toți. Și peste toți. Cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, prin răscumpărarea, prin trecerea din grupa asta nebună, păcătoasă, nelegiuită, ticălos, în cealaltă grupare care se face prin răscumpărarea și prin prețul jertfii Domnului Iisus. Slăviți să fie Dumnezeu! Și acum, cine a trecut în starea asta nebună, păcătoasă, nelegiuită, cine a trecut? Trece în ea! Nu vreau să supăr pe nimeni! Cine nu a trecut de acolo aici, trece în ea! În curvie, în beție, în jurături, în curvii, în minciuni, în hoții și în câte realități. Cine a trecut de acolo aici și a ajuns la plântul de răscumpărare a Domnului Iisus, Domnul Iisus îl socotește sfânt. Și Pavel Apostol, să mă duc la el și Pavel spune, frați sfinți, aude cum apare sfinte, frați sfinți care aveți parte de chemarea, cerească. Azi aș vrea să vorbesc foarte explicat. Dar cine n-a ajuns aici, ajunge frat sfinț prin jertfa lui Iisus și prin credința în El. De ce chemarea o face? Vorbesc cu toată biserica. Frații sfinți au chemarea pentru ce? Lor ajuns în cer. Dar au chemarea. Trebuie să trăiască cu necer chemarea. Dacă n-a ajuns sfinți, de ce chemarea o face? De pocăință. De pocăință. Dar de ce de pocăință? Ca să fie iertați. Haideți să dau măcar un verset în direcția aceasta. Vă grăbesc și bătrân și eu și de mai uit. De parcă ar vrea să le pun în oaltă. De ce ți-are Dumnezeu pocăința? Pocăința te duce la credința în Iisus. Dar de ce o ți-are? Ce chesti în fapte 3? Îmi vorbește Sfântul Petru. În versetul 19, nu Pițu vorbește, eu citesc. Și-o zis el pe vremea lui, pocăiți-vă dar, atenție biserica, și întoarceți-vă, pocăința și întoarceți-vă, nu-i una. De multe ori rămâne numai la pocăiți-vă și nu mereu mă. Îți dau, pocăiți-vă și întoarceți-vă. N-am timp. Să vorbiți și aseară 6 de David și eu vă punem tălharul după cruce. N-am timp să intre acolo, asta e pentru biserică. Dar revin. Pocăiți-vă și întoarceți-vă. Ce înseamnă asta? Că ieșite de rău păcatele murdărie care ai făcut-o, dai mână de pace cu Dumnezeu și întoarceți-i de la ele. Că până atunci ai făcut ce face lumea. Dar după ce ai venit face Dumnezeu în de fapte, în care să umbli, Dumnezeu să ne ajute. De ce să ne pocăim, să ne întoarcem? Atenție! Pentru ca să vi se șteargă păcatele. Mă tem că nu mă aud orice vreți. Copiii, mă tem că nu mă aud. Nu s-a mene, că s-a de lui. Cum să iartă păcatele? Prin canoane? Dați-mi voie, dacă le poți, rugăciune, nu, nu, alea rostul lor, nu vor merge acolo.
Iertarea se face prin a te căi de ce ai făcut și a pune capăt. Că dacă păcătuim cu voia după ce a primit cunoștința, ne-am dus înapoi pe râpă. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și acum, avem scurt, v-am dat primul verset, Dumnezeu. Ultimul verset, Iisus. Acum am dat, fratele Borma, în Matei, capitolul 3, până la 17, mi se pare necetească, prima predică a lui Iisus. Prima predică a Domnului Iisus. Să vedem ce-o predica, după ce-o lucrat, după ce-o trăit, după ce om, până nu a murit a devenit, după ce-o început predicarea evanghelică, acolo și spune începutul de frate. Pocăiți-vă căci împărăția... Scuzați-vă că bătrâneța ar uitare. Nu. În Matei, începutul propovăduiei Domnului Iisus. Da, în 4:17. Așa, am greșit. De. Deci în 3:2, citim predica lui Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deci însuși Ioan, în era Noul Testament, prima predică a făcut pocăiți-vă. Spunea cineva, păi mi-e place la voi, nu vă cântați și vă rugați și nu-mi place, sunt la mine la voi, nu m-am nepocăit. Notați ce spune bătrânul Pii, spune, dar cine îți dea, cât de mare popa fi să... Cine nu predică de pocăință, să nu nu predice. Să nici nu predice. Începutul propovăzării lui Ioan Botezător, Sfântul Ioan, dacă atât se ține sărbătoarea și poate ne acuză că noi nu ținem, că a fost Sfânt și Sfântul. Și a început cu predica pocăiților. După el urmează Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care începe și el și predice, și parcă îl văd în fața poporului și începe și el, ce frate? De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică. Prima predica lui Iisus. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dar ne ajută. Am spus cine nu începe cu pocăința, că ce-i pocăința? Puțin voi atinge, nu pot. Dar vreau să vă duc prin Biblie așa, la Sfinții din Biblie, să vedeți că atât s-a predicat pocăința. Te rog, frate, Borman mergi în fapte 2:38 mi se pare. Ce-a spus Petru? Ioan a spus nepocăit, Iisus a spus nepocăit, Sfântul Petru ce spune? După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, după ce Petru le-a scris după vorbirea Duhului Sfânt că v-a răzănit pe Hristos, așa, 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 sunteți cine sunteți, bine am făcut, ce și facem? Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Mulțumesc. Deci, Ioan și nepocăit. Iisus și nepocăit. Sfântul Petru și nepocăim. Te rog mereu, Romani 2. Și vedem ce zice Sfântul Pavel. Și valabil pentru copiii noi, să nu creadă nimic, că gata mă pentru prieteni, valabil pentru voi. Nu-i se accepta iadul. Sfântul Pavel, ce frate? Nu vei tu pe până asta. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata viitoare? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței, îndelungii lui răbdări? Aici vorbește Sfântul Pavel, zi? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Amin. Nepoții lui ei, sunteți o grămadă aici. Nu pituri, nu bunul. Dumnezeu vă îndeamnă. Ioan ne îndeamnă, Hristos ne îndeamnă, Pavel ne îndeamnă, Petru ne îndeamnă. Să vedem ce spune Dumnezeu direct. Deci nu vreau să vă duc așa, haide la Pentecostă, nu, haide la pocăință. Începem cu mine. Și cu mine până termin viața. De frate, fapte 17. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni
să se pocăiască. De ce ne pocăim? Pentru că a rânduit o zi. Atenție toți, pentru ce ne pocăim? Acum am citit să niște păcate. Nu vrem să niște păcate, rămânem în cealaltă fază. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Adică a judeca lumea, prin cine a judecat lumea? Domnule, Marta, ce se vorbește voi? Prin cine mântuie lumea? Prin Domnul Iisus poți fi mântuit? Noi fi mântuit, categoric! Voi fi orsândit, Dumnezeu stai pe mine. Na bine, eu am Iisus, Petru, Pavel, Dumnezeu. E să vedem dacă mergi, frate, în Luca, cred că 17. Ce face cerul? Ce face cerul la să pocăiască cineva? Și cum mergi, frate, la Lazar, acolo, să cum mergi. Tot așa, atenție, Biblia vorbește. Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer. Cine vorbește aici? Domnul Iisus vorbește, zi? Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer. Pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăire. Mi s-a descoperit ceva, ce vorbesc pentru biserică. Nu cumva aici sta. Au făcut parte dintre aceia 99? Și eu cred că aceia 99 e egal cu așa ăsta. Deci Domnul Iisus în alt timp n-a venit pentru neprioni să-i chem la pocăință, a venit pentru păcătoși. Deci Domnul Iisus cere să bucură pentru un singur păcătos care se pocăiește. Mai mult decât pentru 99 de oameni care nu cred neprioni. Că nu-i nimeni neprioni, nu a prins Iisus. Și prin Iisus nu s-a ajuns neprin, numai prin pocăință. Slăvit să fie Domnul! Deci cerul se bucură! Ieși venim în locuința morturilor, frate! De ce să nu le pun? Eu poate am aici am ocazia pun și iată în mâine nu m-am creit viața. Dar așa alte vreau. Când m-a dat Dumnezeu să o pun acolo în voie. Am trăit 60 de ani și nu-mi pare rău. Și nu regret! M-am gândit când ori cânta câinele. Frumos o cânta! Frumos. Dar nu la mărie și la bade, care o putregai și o gunoi de om. O cânta lui Dumnezeu, lui Iisus și împărăție care vine. Și mulțumim că ne-au rolat în acest rol ca să facem parte de lucrarea lui Dumnezeu. Ia uite ce se vorbească locuința morților. Mormântarea lui Lazar, care nu știți, că ne-au auzit pe Dumnezeu. Bogatul a zis, rogu-te, dar părinte Abraham, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Să-ți am 5 cați și să le adineiască aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de timp. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroc să asculte de ei. Vorbea de doi morți, Avram mort și bogatul mort. Vorbește de un alt mort, zi. Nu, părinte Abraham, a zis el. Și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Auzi că și acum nu stăște de pocăință. Dragi nepoți și copii, nu vă înșelați. Că ieri a fost și eu prea fost. Iată-mă, cum se spune părinția, s-a dus. Dar nu pare că s-a dus aici. Am nedelge. Că spune Proverb, cel neprădit în ceasul morții, are nedelge. Categorică, de ce? Mere la ala. Pe care l-a spus o viață întreagă. Domnul să ne ajute. Și acum repet, Ioan Sfântul, Ioan Botezător, ne pocăim. Iisus Fiul lui Dumnezeu, ne pocăim. Pavel, Apostolul Pavel, ne pocăim. Sfântul Petru, ne pocăim. Dumnezeu și ne pocăim. Cerul se bucură dacă ne pocăim. În locuința morților, atenție că dau un cuvântar, dar nu poate mișca nimeni. Se spune că în locuința morților să ajunge numai dacă ești nepocăit. Și-o zis bogatul, părinte Abraham, ca să n-ajungă frații în ei aici, auzi? Auzi parola? Ca să n-ajungă aici, trimite-l pe Lazar la ei și să se pocăiască.
Și acum întreb și un copil îmi poate răspunde dacă s-o cu mintea aici. Dacă cineva moare nepocăit, ajunge de atunci bogată? Și locuința mortului la sfârșitul viacului inimii. Și moartea și locuința mortului e aruncată în iadul de foc. Și n-a mai schimb. Nu vrea să supăr pe nimeni, nici cu pauză, nici cu rugăciuni, nici cu unge, nici cu nimic. Când a intrat în locuința morților, iadul e tău. Pentru că însuși locul, când este morții în locuința morților, vei în iad. Deci nici acolo. Și acolo se spune intrarea și ieșirea și călătoria spre Canaanii pocăința. M-am întrebat ca om că l-ați bătrân. Dumnezeu și nepocăim, Iisus și nepocăim, cum a spus, am 7-8 acum. Numai lumea nu vrea nepocăim. Dă-i măturător de stradă și ala să ne vede nepocăitul. Dă-i mă la sfat și mai și. Dă-i mă la București, zice fratele, n-aude așa ceva. Cum vă închipuiți? Cum vă închipuiți? Și se vede pentru creștini? Nu se pare că e o fisură necurată acolo? Și după ce m-am gândit mult, tot Biblia de răspuns. Biblia de răspuns, ascultați-mă, nu există întrebare în viața unui om cât de pregătit a fi el sau cât de lipsit de înțelepciune să ajungă într-o situație unde ca aceasta nu poate da răspuns. Asta nu există. Că asta prezintă pe Dumnezeu, pe Creatorul care i-a creat și știe tratamentul oricărui rând. Slăviți să fie Dumnezeu. Și m-am necăzit mult. De ce lumea nu merindioară? De ce lumea nu vrea să ne pocăim? Nici vrea tata, nici vrea mama. Eu mă bucur că din plic înțeleg în familia aceasta o binecuvântare de atât de Dumnezeu. Și-o zic Dumnezeu să o vedea și din veșor. Nu toți intră așa repedit ca alte familii credințe. Ați dat afară de soți, ați dat de părinți. Ei avem un har și soarele are un har. Harul acesta Dumnezeu să le dea și peste toate. Ia unde știi cu lumea de emigrat și pocăit, dar știm că suntem? Știm că suntem din Dumnezeu. Toți și pocăiți și nepocăiți, nu de mai multe. Toți suntem din Dumnezeu, pentru că spunem fapte 17. El a făcut Dumnezeu ca toți oamenii ieșit dintr-unul singur, adică din Adam, să locuiască pe toată fața Pământului, ne-a hotărât soratul și vremuri care să le trăim, cu un scop, ca și mâncăm și să dormim noaptea. Nu. Ale ni de dă ca să ne atingem scopul care urmează, ca este să silească, de vreodată, să-L caute vâșpâind. Asta e scopul lui Dumnezeu. Într-o ce ne-a dus în lume, din Adam până aici, ce ne-am născut? La tărnia de soare, la tărnia de ploaie, la de ne de zi și noapte de odihnim, pătând de satură, slăviți să-i fie numele, cu un singur scop să ne sili, să-l căutăm bârșurii. Măcar că nu-i de foarte de noi, da, aici ne adunare. Dar Dumnezeu nu-i trup, ce-i duh, Dumnezeu-i putere, Dumnezeu-i viață, slăviți să-i fie numele în mea. Știm că suntem din Dumnezeu, dar ceva dureros, de? Și că toată lumea zace în cel rău. Bine de Senior. Copii, iar la voi frig. Fratele ce-o vorbim va cu fete, nu noi. Trebuie să ieri. Ce vorbesc eu acum mai mult pentru prieteni, pentru copii care nu trece. Știm că chiar știi tinere, nepoată, nepotule, hai să vorbesc cu voi, știți voi? Prieteni? Așa. Dacă ai ști tu că acolo e dracu, ai luat mult așa? Dacă ai zis că acolo e diavolul, te-ai rulat cu el? A vorbit sincer, mă vorbim. Ioană spun, mă știm că toată lumea stace în satan. Acum întâi, satan a vrea de pocăit. Da, oamenii lui. Nu știa pardoare, eu nu cred că vorbesc prostii. Pentru lumea nu ne poate primi cu pocăința, că cu pocăința vine Dumnezeu și cu nepocăința vine satan în lume. Și acum doresc să mai citim încă un verset, ca întăritură, Efeseni 2:1, atenție! Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Deci până nu v-ați întâlnit cu Hristos, că am citit prima dată în Roma, că tot a fost păcătorul, era morți. Acolo în greșeli și în păcate.
Dându-te nebunirii, dându-te necurățirii. Iar avut har ca mine la optare. Nu că vor tata și mama, dar și-a fost harul Dumnezeu. Dar de multe ori te vor numească fratele Bidăra. Nu știți voi ce înseamnă să vii din morcile, din scurcăciune. Voi știți. Și Pavel spune, voi erați morți atunci când erați. Buni de vechi realii. Zici? În care trăiați odinioară. Cum trăiam? După mersul lumii acestei. Accent aici îmi place mie. După care trăiesc odinioară. Cum? După mersul lumii. Omul sărac. Și dacă e cu școală, facultate, abuțați cu lumea fi și cu mine. Treaba ta, dacă nu știi ce-ați fi cu lumea. Ei și voi înainte ați trăit după mersul lumii acestea. Și nu numai pe ăsta, zi? După Domnul puterii văzdumului. Auzi că ești un domn acolo. Dacă ești un domn în biserică care te cheamă la pocăință, ești un domn în lume care nu te cheamă la pocăință, ci la desprăbălare și la scurcăciune. După Domnul puterii văzdurului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultări. Acolo e. Acolo e Dumnezeu. Toată lumea ți-a sunt cel rău. Toată lumea e necurată. Mulțumesc. Dar care am venit la Domnul Iisus prin credință, ne-am schimbat. Și acum vreau să mă numea versetele de bază. Te rog, frate Crăciun, să mergi în Matei 28, frate Crăciun, mergi în Marcu 16, dacă v-am arătat începutul propovăduirii Domnului Iisus. Așa e, copii. Vreau să vă răspund și cu trecții. După ce o predica, o trăi, o mori, o înviat și ca teză. Ce teză o dat Domnul Iisus pentru apostol și apoi pentru noi și pentru voi? Și vrea să se cetească din 16, dar cetește versetul, da, un versetul de ușor. Așa, ce verset este? Da, sunt la verseta. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și l-a răspândit zvonul acesta printre iudei pâine în ziua de azi. De ce am cetit versetul ăsta? Când ține Iisus predicată? După ce învieze Iisus. Ostașii au primit bani ca să nu mai ducă în vestea convie. Ce că l-au furat ucenicii. Și s-a dus vestea asta printre evrei până astăzi. Și acum Iisus, după înviere, imediat, începe de vorbește cu ucenicii. Ce? Cei 11? Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise. Cu Iisus înviat din morți imediat, Iisus a luat ucenicii și a mers în Galileea, în muntele care le-a spus el să meargă, că l-a întâlnit după înviere. Ce le spune? Ce? Când l-au văzut ei, și s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Deci ăsta care își ne pocăim, după moarte se legitimează. Eu sunt, nu vă credeți, că încredere nu credeam. Dar am autoritate. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Slăviți să fie Dumnezeu. Duceți-vă și faceți ucenici. Decretul lui Iisus după înviere, n-a lui Papa, n-a lui Pițu, n-a cultului Pentecostal, la Biblie, și orice Biblie de știți, găsiți ce știm aici. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Puțin timp, dar meritați, ne spun. Am venit odată de la evanghelizare, nu vă cineva acolo în mașină ca să se ocupa cu predica, să-i explici de ce mă ocupă ce mi-a dat, de stupar. Pentru că e stupar, ocupă-te de la mine. Chiar mi-a dat cu Biblia. Nu vă preoți o mână. Iertați-mă. Da. Nu, mă ucenici. N-ar vrea, nu știu cum te vorbesc. Că dacă nu vorbesc de viață, trebuie să nu vreau să-l știți pe nimeni. Duceți-vă în toată lumea. La cine erau? Spunea ucenici. Ce erau ucenici? Pescari. Da sau nu? Cine nu știe? Pescari erau preoți? Nu, duceți-vă în toată lumea. Băi pescarilor, și? Faceți ucenici din toate neamurile. Da? Ze? Botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Da, pescarilor. Învățați-i. Și acum ca să înțeleg învățătura asta, e nevoit că cine nu știe, nu știe și nu știe. Noi nu știe. Deci, noi nu știe, că e bărnul că îți pui mașina ascultă copiii. Se poate asta până la Iisus din acolo carte, acolo ridice, acolo legea, la ei. Și acum e un lucru pescar, merg repede din Matei 11. Dar de fapt mai cică un verset acolo, că-i turci și așa. I-au plecat. Aici e ultimul verset. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Asta e turci.
E Iisus aici cu noi. Te aminte Iisus? Nu minte. Iată că eu sunt cu voi. Cu cei ce cu pescari. Vede imediat Matei 11:25. Ca să întăresc că nou legământ Dumnezeu prea această învățătură la oameni neînsemnați de care lumea se miră. Și noi ne mirăm. Și noi ne mirăm. Că Dumnezeu i-a dat ce i-a dat. Slăviți să fie numele. Zi, frate. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis... În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, se roagă și el. Vă rog să-l ascultați cum se roagă. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului. Deci Iisus se roagă lui Dumnezeu și te laud, Doamne, Tată, al cerului și al pământului. De ce îl laud? Ce și le gânde? Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit fruncilor. Te tibric! Ai ascuns! Poate ascunde Dumnezeu ce vrea de tine dacă vrei. Poate. Slăviți să fie Dumnezeu. Dar poate și să-l descopere. Dar să-l notați, nu tu-l descoperi pe Dumnezeu. Dumnezeu ți se descopere ție. Dar să rămâi la cuvântul care te cer el. Slăviți să fie numele. Mulțumesc că a dat ca întărire. Deci, faceți ucenici, botezați în numele Tatălui, a spus și a Sfântului Duh. Îl botez ca ucenic, nu ca prunăscut. Eu cred că se înțelege. Și ceva dulce și eu sunt cu voi până la sfârșit. Și el e aici astăzi. Când vedeți, când ați chemat, când îl vreți aici, ca aici în ochi. Slăbi să fie numele. Zic, frate, Marco și aici. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și... Dar ce era bine să te gheșeam? În sfârșit? În sfârșit s-a arătat celor 11. De după înviere se vă rate. Dar după înviere cu plenul lucra. Când ședeau la masă și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră în viață. Apoi le-a zis... Sunt mediat după ce și-o dovedit putere conviat, că nu mai e mort, că tot putere și-o dat iar înapoi și mai bun arată. Ce le-a spus la ucenic? Ce le-a zis? Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Amin. Se cheamă romani, la tăți, peste tăți, de? Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Mulțumesc. Eu nu vă cred, eu vă dau tehnic. Normal că nu 10, 12 ani e găsesc, eu viață întreagă. Cine a crede a fi mântuit, da? Așa, așa o ce e, fratele. Așa o ce e. Mă știu că aceea de atât nu sunteți atât, dar ce vă spun eu. Atunci spun așa, ce să vă voi certa fi mântuit, da? Când nu mor în drojirea, dacă o și eu. Dar când nu am să le adică și eu m-am bătut. Nu. Cine va crede și s-a bătut. Ce și crezi? Că ce-o chemat Iisus la bătut. Slăviți să-i fie numele. Va fi mântuit. Și cine n-a crede, Dumnezeu știu ce-a fi. Ce-a fi cu cine nu crede? Hai, tine. Fraților, vă spune inima în frâng și vă pune. Ce-or plânge amar, ca bine vreme ce? Cât de ieftină mântuire! Cât de ieftină! Crezi că evochezi, ești mântuit? Dar ca mântuit, Dumnezeu își cere să trăiești o viață nouă. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. O fugit ceasul. Vă duc fugitiv la cele două uite. Dumnezeu a pus ca o popoară. A avut pe Israel, poporul lui, și l-a scos din Egipt, ei erau evrei, ca să-l ducă în Canaanul pământesc, care cunoșteți Biblia, mi se înțelege mult mai bine ca ceilalți, dar fugitiv. Și ca să formeze un popor, ca să fie despărțit să ajungă în Canaanul, trebuie să se botează și ei. Dar care diferența evreilor care s-au botezat față de a noastră? Că la tăi frate aștepta, ce-i răspunsul ăla cu fost atenție? Cum să voi cheza și cum ne voi cheza noi? Poate nu știu întreba. Ei s-au botezat pentru? Moise. Moise. Pentru cine botezat? Pentru Hristos. Amin? Ce era Moise după Biblie? În casa lui Dumnezeu. Ce e Iisus în casa lui Dumnezeu? Amin. Slăviți să-i fie numele. Și acum durere.
evreilor, zice preamecătă evreilor. Nu vreau să știți, nu vreau să știți că părinții noștri, adică evrei, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise. Și continuu. Teteți, toți au mâncat aceeași mâncare domnicească, mana care a căzut în cer, și toți au băut aceeași băutură domnicească, pentru că bea dintr-o stâncă domnicească ce venea după ei. Chemă de predică pentru tăți bărbați, stânca candelea după ei și stânca era Hristos prin el. Deci, o băut la pătea care a pus în stâncă, la cuvintul lui Moise. Teți! Și continuă. Totuși, aici e dureros. De atunci, totuși, cei mai mulți din ei n-au făcut plăcut lui Dumnezeu. De ce n-au făcut plăcut? Mulți, nu le pot predica. Nu s-au încadrat. Deci, toți. Și acum mă rog la textul meu și termin, că au fugit timpul și vă obosiți. În Galateni, capitolul 3, versetul 26, tare dulce, pentru că îl încep de la jumătate. Atenție! Că tăți, iar suntem de cu tăți, suntem fii al lui Dumnezeu. Că tăți suntem fii al lui Dumnezeu și nu mă ascult în câinele, așa? Stați cu capul tău, v-ați obosărat. Vă scrie de urechea ce vă vrei, profesor. Vă ne-a interesat, bă, pentru viața voastră. Că tăți suntem fii al lui Dumnezeu. Cum? Cum? Prin credința în Iisus Hristos. Da, fără asta. Am voi spune tare, când îți rezi. Adiacu. Că nu poți fi o este al lui Dumnezeu, al lui Sătan, și eu tot așa. Prin credința în Iisus Hristos, toți sunteți fii al lui Dumnezeu. Și acum vine din nou cu botezul. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos? Acum dacă ați vă întrebare așa, rapidă, cine n-ar vrea să aibă acest dejun peste el? Hristos, puterea lui Dumnezeu, apărarea lui Dumnezeu, cine n-ar vrea? Ala care nu crede, dar cine crede cât de puțin n-ar vrea? Cum intri în Hristos? Toți care ați fost botezați, nu pentru Moise, pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și știi de ajunge? Acum ați născut de adunare. Îmbrăcat în Hristos, a ajuns în Hristos și spune Filipeni, Dumnezeu era în Hristos împărtând lumea cu sine. I-am ajuns într-un loc cu Dumnezeu în Hristos. După Ioan 17, rugăciunea și închid predica pe adâncă și mulți ar putea vorbi. O zis Domnul Iisus, Doamne, vă rog, ca eu să fiu în ei și tu să fii în mine. Drept pentru copii, pentru prieteni, e mai greu de înțeles. Deci, prin Evanghelie, nu spiritual, domnicesc, din mintea, nu rădește. Dar Duhul și Dumnezeu, care e Duh de lumină, ești în Hristos cu Dumnezeu și e Hristos în tine cu Dumnezeu. Dacă ne spăsim de El, nu putem, noi nu vrem să facem nimica, Doamne ajută-ne! Cine crede, se botează, va fi mântuit, cine nu o sănit, e spărțit de Dumnezeu. Nu eu spun cartea legii, Doamne ajută-ne! Ceea ce ne-am botezat că am crezut să trăim, ceea ce n-a ajuns să accepte, că Dumnezeu se îndură de toți, slăviți să-i fie numele. Iubiți frați și surori, cred că dacă am fost aici și cu mintea și cu inima, am înțeles ceea ce Domnul a vrut să ne spună tuturor celor prezenți. Ne apropiem de încheiere. Am dorit să mai ascultăm și câteva cântări. Va avea și fratele Mitruț un cuvânt de încheiere. Îl invit apoi și pe fratele Lucian.